Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube Ganesha Cafe. Astăzi vom prepara 3 cocktailuri cu cele mai scumpe băuturi din bar. Și avem vodka Grey Goose VX, tequila clasa azul și rom Zacapa. Și vom începe cu Zacapa. Vom face un Zacapa Old Fashioned, iar pentru asta vom avea nevoie de un mixing glass. Vom avea nevoie de un cup de zahăr brun, 4 picături de angostura, bitter angostura, de un muddler cu care vom pisa cubul, gheață și 50 de ml de Zacapa. Vom da un stir puternic. Iar ăsta e paharul în care vom servi băutul. Vom adăuga un cub mare de gheață, o să folosim un strainer. Vom adăuga... O să avem nevoie și un pil de portocală. Vom avea nevoie de uleiul acesteia. Și o cireașă maraschin. Acesta este Zacapa Old Fashioned. Acum vom prepara un passion fruit margarita, iar pentru asta vom folosi tequila clasa azul. Pentru mixarea ingredientelor vom folosi acest Boston glass, 50 de ml de tequila clasa azul, tequila pe bază de agave, sucul de la o jumătate de lime, pulpa de la o jumătate de fructul pasiunii, 10 ml de sirop de agave, gheață și un shake. Vom folosi un pahar glazurat cu sare. Vom avea nevoie și de un strainer pentru a turna băutura în pahar. Vom pregăti și un garnish. Iar ca și garnish vom folosi o jumătate de fructul pasiunii. Acesta este Passion Fruit Margarita. Haideți să preparăm o matrioșca. Folosim ca de obicei Boston Glass pentru mixarea ingredientelor. 50 de ml de Grey Goose VX, 20 de ml de peach tree, 10 ml de sirop de soc, suc de lime, gheață și shake. Vom folosi acest pahar cu totul special în care vom servi băutura. Vom adăuga gheață și vom turna conținutul din Boston printr-un fine strain. Haideți să pregătim și garnișul de final. Vom pune un pil de lămâie și un sprig de mentă. Acesta este matrioșca.